Conducerea Spitalului de Urgență Roman și cea a primăriei așteaptă cu încredere vizita președintelui Ionel Arsene, cel în pixul căruia stă virarea celei de-a doua rate pentru aparatul de radiologie de la Spitalul de Urgență Roman. Ținând cont că aparatul de radiologie deservește tot spitalul, era o prioritate și era o investiție foarte mare. Așa că noi am avut promisiunea Consiliului Județean că, că se rezolvă foarte repede. Tot noi, de la lună la lună, da. Tot am așteptat de la începutul anului și să se... Poftim? Da, da, din mai. Da. Putem inaugura. Aparatul este funcțional. Este funcțional, dar nu este, nu este plătit. În momentul în care face plata finală, furnizorul semnează procesul verbal de recepție. Eu dacă am, nu-mi trebuie virată suma în momentul aprobării. Consiliul Județean trebuie să aprobe într-o ședință acordul de parteneriat cu Primăria Roman în vederea finanțării cu suma de 482.000 de lei până la sfârșitul anului 2016, nu trebuie să-mi facă plata imediat, pentru că eu voi face solicitare după ce semnez procesul verbal de recepție final, după care voi depune documentația la Consiliul Județean. Deci e o perioadă de timp. Dar ne trebuie acești bani să-i virăm ca firma să semneze procesul verbal de recepție și să-l punem în funcțiune. Și edilul șef al Romanului susține necesitatea ca președintele Consiliului Județean Ionel Arsene să analizeze la fața locului oportunitatea alocării cele de-a doua tranșe a aparatului de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Edilul șef al Romanului a explicat nedumerirea președintelui Consiliului Județean legată de faptul că din bugetul local de la Roman nu s-au putut aloca banii pentru cea de-a doua rată a aparatului de radiologie de la Spitalul de Urgență din Roman. Aceste costuri sigur că au escaladat în buget. Și atunci, sigur că ne-au dat un pic bugetul peste cap, ținând cont că noi la 30 septembrie trebuie să încheiem cu totul acest proiect. Când vorbesc că îl încheiem cu totul, nu numai din punct de vedere al lucrărilor și a imaginii lucrului material care se vede, ci a verificărilor, auditului, a recepției și a sumelor, trebuie să încheie tot. Drept pentru care, sigur că ne-au dat peste cap un pic bugetul. Noi încercăm să încheiem anul ăsta în condiții normale, dar n-am mai reușit, că altfel rezolvam problema la spital. Edilul șef al municipiului Roman crede că vizita președintelui Consiliului Județean ar fi una lămuritoare asupra a ceea ce se întâmplă la Spitalul Municipal de Urgență din municipiu, care deservește cel de-al doilea municipiu de al județului, 25 de comune din zona Roman și alte câteva din județele învecinate. De aceea eu cred că Consiliul Județean trebuie să fie un partener pentru toate localitățile. Și dacă pentru anumite lucruri se fac finanțări, și bine că se fac, nu sunt eu omul care să mă apuc să critic, ori sprijin pentru biserici, ori sprijin pentru zilele comunelor, ale orașului și așa mai departe. Eu cred că un obiectiv de această importanță, care înseamnă sănătatea romașcanilor și nu numai, Romanul deservește circa 200.000 de locuitori din zona Romanului, circa 25 de comune, dar și 15 comune din județele Iași și Vaslui. Drept pentru care este un spital de importanță regională. S-ar impune, în opinia edilului șef al Romanului, o analiză a repartizării echitabile de fonduri pentru Roman, în condițiile în care această unitate a primit în ultimii 3 ani alocări bugetare de la Consiliul Județean Neamț de doar 11 miliarde de lei. Dacă în 3 ani de zile se acordă acestui spital 11 miliarde de lei vechi față de circa aproape 250 de miliarde în 3 ani pentru Spitalul Județean, eu zic că nu e un capăt de țară și eu cred că omenia și interesul public administrativ se vede prin implicare. De aceea noi am solicitat înțelegere și, de ce nu, o vizită la fața locului pentru ca lucrurile să poată vedea cu propriile simțuri și a nu fi interpretate. Să sperăm că președintele Consiliului Județean Ionel Arsene, în prezent plecat din țară, își va face timp să viziteze și Spitalul Municipal de Urgență de la Roman, pentru a cunoaște de la sursă situația celui de-al doilea mare spital al județului, una dintre unitățile cu adevărat importante în viața județului Neamț, care ar trebui sprijinit și de Consiliul Județean, așa cum este cel din Piatra Neamț.